Ceea ce eu predau mereu este această combinație de fermitate și căldură. Putem să punem în aplicare această combinație cu toți cei din jurul nostru, inclusiv cu părinții noștri sau cu bunicii copiilor. Ce înseamnă asta? Înseamnă că empatizezi cu bunicii. Înțeleg că ce faceți este din bune intenții și vă mulțumesc foarte mult pentru implicarea voastră. După care spui care sunt regulile voastre. Uite, noi am stabilit acasă, pentru copilul nostru, aceste reguli. Despre mâncare, despre desene animate și uite de ce le-am stabilit așa. Și explică în mai multe detalii ce crezi tu despre desenele animate. Motivează-ți alegerea acelor reguli și invită-i pe bunici să stați la aceeași masă și să stabiliți câteva reguli împreună. Și poți să le oferi și alternative, pentru că de multe ori asta le lipsește lor. Adică, uite, în loc să mai aibă parte de încă un desen animat și încă un desen animat, uite ce ați putea face împreună și poți chiar să le oferi 2-3 jocuri pe care să le joace cu nepoții sau hârtie, creioane, dacă nu au prin preajmă. Dă click pe linkul din primul comentariu și înscrie-te la webinarul 10 greșeli din iubire care îi fac pe copii să sufere.